istoria asta pe care a început acum un an de zile. Eu sunt Elena Mucinan, vă reprezint compania Reporting Center. Noi suntem o firmă de software, un RegTech. Ce înseamnă RegTech? Înseamnă Regulatory Technology, adică este, noi producem software care automatizează legislația. De 16 ani construiesc sisteme de raportare pentru bănci, pentru instituții financiare general, bănci și PNU-uri. Iar acum 8 ani, când am fundat Reporting Center, am lansat o platformă. Ea se numește Elite Reporting Platform, cu ajutorul căreia instituțiile financiare obțineau toate raportările pe care trebuiau să le trimită către autorități. Și când zic autorități, spun în primul rând BNR, da? European Banking Authority, pentru că odată cu intrarea României în UE, toată legislația bancară s-a schimbat, sau nu toată, dar mare parte s-a schimbat, s-a aliniat. România raportează la fel ca celelalte țări din Uniunea Europeană. Alta autoritate ar fi Ministerul de Finanțe, ANAF aici de față, FNGC, IMM și Fondul de Garantare a Depozitelor, Biroul de Credite și așa mai departe. Deci în această platformă noi avem un repository, da, cu toate raportările către instituții, către autorități. Deci cum a venit Regulatory Reporting, raportările reglementate. Acum un an și jumate, când a apăruse Softeo ca și proiect, clienții noștri bănci au venit și ne-au spus avem o nouă raportare. Urmează să intre, se numește Softeo. Și bineînțeles că trebuia să o adăugăm și pe aceasta în platforma noastră de raportare, să o automatizăm. Ce înseamnă automatizare din punctul nostru de vedere? Deci odată, noi acoperim întreg fluxul, da? De la extragerea datelor din sistemele sursă, pe care le aducem într-o zonă de, într-un data mart de raportare, unde datele sunt istoricizate, pe ele aplicăm algoritmică, pentru că raportările către autorități nu sunt unul la unul mereu. Sunt și unul la unul. Datele trebuie să aplici algoritmică, apoi aplici reconcilieri, validări și apoi reconcilieri și apoi formatul, extrage raportarea în formatul standard, care poate fie TXT, CSV, XML, băncile acum, de când s-au aliniat european, raportează XBRL, TBF, cum era pe vremuri, mai sunt și raporte de genul ăsta. Ideea e că exportăm în toate formatele standard cerute de autorități, pe lângă Excel, care este cel mai cunoscut. Bun. Revin cu povestea. Acum un an și jumate, când ne-au chemat să ne spună despre Softe, bineînțeles că am zis că știm să o automatizăm, că majoritatea datelor oricum deja le aveam. Ce este foarte important de știut, că la marile instituții financiare, dar nu numai, am descoperit în ultimul an că și la persoanele juridice, nu există un singur sistem sursă. Ca să fie simplu să tragi datele de acolo și să le convertești în XML, să le duci mai departe. Au mai multe sisteme sursă. Și atunci, provocarea este să iei datele și să le asamblezi, da? Și să obții acel, cum spunea cineva, o singură versiune a adevărului. Bun, când am văzut despre ce e vorba la Softe, și anume că dacă ar fi să fii un PJ, ai spune că trebuie să exporți datele, toate datele dintr-un RP să le trimiți mai departe, am zis, wow, ce colos. Pentru bănci nu e mare lucru, pentru BNR am mai avut proiecte de genul ăsta, chiar și mai complexe. Dar am zis, ok, la bănci facem, deci ori face, celelalte persoane juridice, care nu au departamente de IT 80 de inși, care nu își permit să, să ia contractori și să plătească produse de digitalizare. Și atunci am zis, păi, hai să... Noi dacă tot am făcut Softeo, că l-am făcut pentru bănci, 5 bănci folosesc soluția noastră, ca coadă, mă refer, da? De la extragere până la formatul final, validare de că, de ce să o ținem doar pentru bănci și cum ar veni acum doar pentru noi? Hai să o expunem public și să o dăm, că practic n-am mai avea racheta. Băncile și-au permis să contribuie la realizarea rachetei, da? Și atunci am zis, hai să o diseminăm în piață. Și am lansat cloud. Asta l-a explodat. Încă merge bine. Și vrem să îmbunătățim și o să meargă din ce în ce mai bine, da? Pentru că acum un an am zis, hai să expunem modul care e cel mai cerut. Să zicem, companiile, de ce au nevoie urgentă? Da? Au nevoie de convertorul acela din Excel să-și facă XML-ul. Pentru că un validator are ANAF, care e îmbunătățit, am văzut, o dată pe lună, tot se mai pune acolo validări, dar convertorul ăsta pentru, nu mai zic de mici și mijlocii, dar și pentru mari contribuabili, a fost o provocare. Și am expus, cum ziceam, în SaaS, fix platforma asta pe care o folosesc băncile, dar am expus doar modulul de Softe, momentan. Între timp, în vară, o să expunem și e-factura. Pentru că dacă tot ne-am dus în zona asta spre companii... Sunt niște versiuni mai simplificate.
certificate, că la BDR, că mi închipui că... Către ANAF? Da. Să știți că sunt complexe și acestea. SAFTEU este un proiect de anvergură și nu pot să compar. Că unele sunt raportări financiare de risc. Sunt indicatori matematică superioară, da, la BDR. Aici, la SAFTEU, nu e chiar matematică superioară, însă se colectează foarte multe informații. Informații pe care am văzut că și companiile le-au dispersate. Că, de fapt, asta e problema. Nu este problema la cei care au, să zicem, SAGA, care, într-adevăr, până la finalul anului trecut, sunau în disperare că sunt la SAGA, în automatizează semnic și vreau de la noi convertorul. Dar SAFTEU n-a făcut. Nu mai dau nume mai departe, da? Și ce facem cu cei care au mai multe sisteme surse și trebuie datele alea centralizate automat, că nu se facă săracul contabil. Ca asta ziceam, se trece de la contabilitatea aia care putea fi ținută de un contabil de mână sau de oricine se pricepea, contabilitatea, cum se zice, e simplă, nu? La faptul că trebuie să ai sisteme acum. Pentru că dacă vrei să scoți acte, îți trebuie sistem sursă. Sau sisteme sursă plus acest integrator. Și acum, asta spuneam, m-am bucurat foarte mult că m-ați invitat la această masă rotundă, pentru că eu am simțit nevoia ca toți actorii să fie invitați la un loc, adică și dezvoltatorii de software, și autoritățile, și beneficiarii trebuie să stea la aceeași masă. Eu din decembrie anul trecut organizez, eu îi spun RegTech Roundtable. RegTech, am explicat ce înseamnă Roundtable, fix același lucru. Sunt clienții mei, sunt băncile și discutăm legislația. Noi suntem dezvoltatori software, dar o privim din perspectiva IT, da? Că trebuie să vezi de sus ca să poți să construiești sisteme de raportare, nu peticim și nu facem o chestie locală. Noi trebuie să privim toate raportarele alea să fie interconectate, da? Și validate între ele. Așa că mă bucur că m-ați invitat aici, că cu asta ne ocupăm noi. Elena, în prima secțiune am întrebat ANAF, după un an de zile de SAFTE, care sunt rapoartele lor, care este viziunea, dacă pot trage o concluzie din ceea ce au primit. Cum vedeți voi, știu, timpul este mult mai scurt, dar cum vi se pare vouă, din perspectiva clientului, contribuabilului, să zicem? Sunt foarte atenți. Sunt foarte atenți să trimit acuratețe, pentru că, vedeți, aici iarăși este o segregare între firmele de software. Două tipuri de firme de software. Sunt IT-știi, pe care nu interesează decât ei fac tehnică acolo, nu interesează cu ce trimitem mai departe. Acum se discută atât de mult despre inteligența artificială, cât pare că orice poți să faci cu inteligența artificială. Pe de altă parte, sunt firmele de software, cum suntem și noi, unde acuratețea trebuie să fie 100%. Deci când raportezi către autoritățile statului, tu trebuie să trimiți acolo acuratețe 100%. Nu 98%, nu ar dori statistici de inteligență artificială, da? Care, pentru cine, care e matematician, știe, da? Că nu e acuratețe 100%, sunt funcții statistice acolo. Și atunci, aici, în raportarea asta, cum ar fi SAFTE, am văzut foarte mare atenție din partea clienților noștri la verificarea informațiilor transmise. Adică sunt foarte atenți, au fost acele prelungiri de deadline. Eu mă felicit că ați fost înțelegători cu ei și am văzut că nu au băgat pe mediul de test, au transmis, însă pentru că au avut prelungiri, au preferat să verifice de 1000 de ori să iasă datele alea foarte bune și abia după aia să le încarce în producție. Adică nu s-au grăbit clienții noștri cu SAFTE-ul, l-au pus pe test, dar testează foarte bine. Asta e în banking, pentru că în banking, cum spuneam, există cultura asta de a trimite acuratețe 100%. Pe de altă parte, cu persoanele juridice pentru care am început, să colaborăm și cu ei. Aici a fost suntem, cum zic, formatori ai unei culturi. Încercăm să ducem ce știm noi, ce am aplicat în banking, să ducem să învățăm și pe ei, că așa se face. Trebuie să fie acuratețe, nu contabil face pe mine, nu mă interesează administratorul, nu interesează să scoată contabilul raport, e încă una, încă o declarație. Păi nu e încă o declarație, că declarația asta o să întâmplească pe toate celelalte la un moment dat și atunci trebuie să înțeleagă și conducătorii firmelor că trebuie investiți bani și efort pe zona de digital transformation, de aia suntem aici, pe transformarea digitală a companiilor pentru automatizare și pentru a obține, pentru a avea sisteme bune, da? Și sisteme care să poată raporta către autorități cum trebuie. Dacă te-ai aflat acum în fața unui client IMM, cum ai face o campanie de educare? Care sunt pașii pe care i-ai promovat, să zicem, ca să îl pregătești pentru acest pas? Vorbim de IMM-uri, deci nu de cele mari, da? În primul rând, i-ar sfătui să renunțe la variante de software în anii 90, adică fac eu ceva în Excel, îmi instalez un programel care face lucrări pe calculatorul meu ceva și trimit. Nu mai e vorba de așa ceva. Deja datele trebuie să fie ținute într-o structură, că de-aia am expus în SAS platforma de raportare. Ei nu înțeleg momentan diferența între un Excel care convertește în XML
și ce înseamnă să ai datele într-o platformă care ține istoric, care vede acolo cine cu elemente de loc și de audit. Cine a generat raportarea? Ce ajustări ai făcut manual pe raportarea aia? Și de ce ai simțit nevoia? Cu câmpuri de memo. De ce ai simțit nevoia să ajustezi? Poate ești îndreptățit. Într-adevăr, sistemele sursă nu au informația așa, te uiți tu să adaugi. Dar ideea unei platforme de raportare care să ține informația în cloud sau cumva pe un server centralizat este necesară și necesară între și în cultura unui conducător de IMM, tocmai pentru că ai nevoie să ai toate raportările la un loc auditate. Da? Sau măcar cu un standard de calitate și de lucru. Nu mai avem fișiere împrăștiate, nu mai avem executabile dublu click, ai deschis o aplicație Windows și începi să-i introduci pe acolo, nu mai știi unde ai salvat fișierele Excel, că-s la mine de calculator, că-s la colega. Nu, trebuie să fie într-o platformă. Practic trebuie să se digitalizeze toată lumea, nu numai instituțiile statului care au început, da? Trebuie și persoanele juridice să înceapă transformarea digitală în interiorul lor, indiferent de dimensiune, de la mic la mare, pentru că pe termen lung, investiția asta în transformarea digitală se va conduce către profit. Aici e un punct interesant că ceea ce noi ne gândeam doar de la noi către ANAF și așteptam după un timp de analiză pe certul acesta să fie și să iasă niște metrici, da? Să avem niște situații clare, predictive, analize predictive, cred că se poate întâmpla, sau mai degrabă se poate întâmpla în interiorul companiilor, dacă ajung în faza pe care o descriei mai devreme. Pentru că dacă au totul în ordine, ele însele, companiile, pot afla niște lucruri pe care nu le știau despre ele. Adică apar niște următori pași pe care ar trebui să-i facă sau nu. Și cred că nu s-a ajuns la etapa asta nici în companie. Pentru că de-abia ajung eu în compania mea. Pentru că și eu aveam, deși eu fac business intelligence și banking intelligence, da? Și raportarea managerială pentru clienții mei, pentru mine, pentru compania mea, cu adevărat, mă refer prin momentul tool-urilor, am început anul trecut. Deci transformarea digitală în cadrul companiei mele, eu care cu asta mă ocup, ideea este că odată ce am trecut pe transformare digitală, nu este atât de ușor, managementul este foarte ușor. Și urmărirea de resurse, iarăși, deja e un clișeu, dar a făcut ChatGPT. Acum, pot să zic că momentul ăsta este similar cu apariția internetului. Nu toată lumea o vede ca lumea acum. Bine, eu vorbesc în concept. Acum nu vreau să vorbim de furnizori, că am și spus. Eu vorbesc de concept, pentru că nu mai este nevoie de armate, de oameni și de programatori care să facă transformare digitală. Nu mai este nevoie. Iar în programare, ce am observat eu, folosind acele tool-uri, pentru că eu sunt IT-ist, am spus, sunt programator, și am zis, hai să testez scriere de cod. Și acolo este, în 3 secunde, se scrie o procedură pe care dacă eu cer unui om, o analiză de business în spate, atenție, se face în 2 săptămâni. Eu de 16 ani sunt în industria asta și conduc o firmă de software, adică știu ce poate să facă un om și eu lucrez cu elită. Însă, acel programel îți scrie în 3 secunde codul. Ți-l transformă într-un limbaj de programare în altul. De ce spun cu inteligența artificială pe IT o să-i ajute cel mai mult, să zicem, de la matematică și la programare, informatică, asta sunt științe exacte. Un calculator poate să învețe să lucreze, să scrie cod, alea structuri clare și poate să învețe cel mai ușor, că de-aia spun că aici o să se vadă diferența. Și că ce vedem noi prin America, încet încet ajunge și la noi, cu acele layoffs-uri, care prin declarații sunt tot felul de justificări de ce se întâmplă lucrurile alea. O să vedeți că și din cauza asta se întâmplă acele lucruri. Pentru că nu mai este nevoie de forță de muncă brută pe zona asta. Deja aici folosește inteligența artificială. Se poate folosi. Elena și Leana, am fost foarte deschiși în această conferință și am spus de la bun început că vrem să tratăm probleme și să vedem cu soluții. Din ceea ce am discutat înainte, care ar fi recomandările pe care le-ai propune tu, ANAF, dacă ar fi în situația să poți prezenta așa ceva? Din interacțiunea cu ei, ce crezi că ar mai putea fi îmbunătățit din care ei știa să poată extragă? Eu am mai avut ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanții IT de la ANAF și pentru că sunt tehnică, am vorbit aceeași limbă și am înțeles bine, era cu doamnele care au fost prezente de la IT pentru că au fost o preponderență feminină prezența. M-au impresionat iarăși pentru că ați văzut perspectiva IT.
nu eram obișnuită când discutam cu instituțiile statului să putem discuta atât de liber și clar, da, o chestiune de IT. Și atunci mie mi se pare că lucrurile oricum se duc în direcția care trebuie. Dacă ar fi așa observația mea, poate că o nevoie. Mi-aș dori să existe măcar o adresă de e-mail la care noi să putem firmele de software care dezvoltă API-uri între ANAF și diferite clienți produse de genul ăsta, deci măcar o adresă de e-mail la care să putem să adresăm anumite întrebări tehnice. Știu că nu vrem să facem spam, pentru că e așa de ușor să faci spam cu întrebări care n-au simțit că este greu pe zona asta, însă uneori simțim nevoia de a întreba niște lucruri și nu știm. Avem? Mai precis? Am o alternativă. Și care este adresa? Și este exact pe call center. Pe call center? Call center se intră și se răspunde, da? Chiar chestii foarte tehnice. Deci aveți, dacă îmi permiteți, În primul rând aș vrea să menționez, fiindcă ziceam noastră de o adresă de e-mail. Abordarea noastră de-a lungul anilor a fost, să spunem, un pic diferită față de ce cereți dumneavoastră, în sensul că de-a lungul anilor, cel puțin de când lucrez eu în fisc și am ajuns la o vârstă de lucrat în fisc chiar și acum, erau o grămadă de adrese de mail în tot fiscul românesc, pe toate părțile. Acum, fiindcă discutăm de filozofii și concepte, conceptul și filozofia noastră a fost tocmai să nu mai avem această abordare de 100 de mail-uri în 100 de colțuri, pentru că nu este normal. Înseamnă resurse, înseamnă procese, înseamnă tot ce a zis dumneavoastră, știți că asta înseamnă într-o organizație de fapt. Iar toată lumea nu înțelege că mail-ul într-o organizație, mai ales într-o instituție publică, din momentul în care l-ai transmis la noi, devine într-un final o hârtie care circulă și se duce și se plimbă, fiindcă are același traseu ca toate celelalte, legislativ vorbind. Și atunci noi am mers pe principiul că trebuie să avem o singură adresă de mail. Asta înseamnă că pe site-ul ANAF-ului aveți formularul de contact, unde aveți posibilitatea inclusiv asistență în IT. Și acolo puteți să le scrieți colegilor orice, fiindcă vă garantez că vi se răspunde. Aveți inclusiv în call center, cum spunea domnul, posibilitatea să sunați, fiindcă există colegii din cadrul NIF-ului care răspund pe componenta IT și vă răspund colegii la întrebările dumneavoastră. Iar ceea ce spuneați, să propuneri, întrebări punctuale, chiar le puteți transmite prin formularul de contact. Iar formularul de contact îl aveți inclusiv în SPV ca funcționalitate, unde la fel alegeți secțiunea de IT și se duce către structura de la NIF, aveți structura de helpdesk. Ei recepționează absolut tot. Și au fost, vă garantez, propuneri pentru aplicații, întrebări punctuale de la dezvoltatori care sunt în analiză, la cei care dezvoltă din cadrul NIF-ului soluțiile respective. Deci puteți. Mulțumim mult de prezentare. Asta chiar a fost încă o dovadă a dialogului foarte eficient pe care am avut și noi în dezvoltarea SAFTE, în comunicarea cu dezvoltatorii de software. A fost foarte eficientă și a fost foarte deschiși în general firma noastră. Și, într-adevăr, am încercat să ascultăm ceea ce spun și dezvoltatorii de software și contribuabilii. Și, specific pentru SAFTE, acesta a fost și conceptul OCDE când a inițiat SAFTE-ul, că poate fi utilizat și pentru auditul intern. Da, nu pentru raportare fiscală, ci și pentru auditul intern. Și se pare că ați înțeles și vă mulțumim că promovați asta cumva și contribuabilor.